Mă gândeam, oare e numai nostalgie în felul nostru de a vedea campionatele mondiale? Adică e doar nostalgie că ălora din generația mea, campionatul din 90 ni se pare cel mai frumos? Că na, te poți gândi, bă, era primul nostru campionat mondial în libertate. Vedeam și noi toate meciurile la TV. După foarte mult timp, România era la un campionat mondial, deci o combinație de asta de libertate, bucurie și fotbal adevărat. Pe bune, e cineva care nu simte fiori pe șira spinării când aude asta? Noapte magice, inseguendo cor, sotto il cielo di un'estate italiana. Gianna, frate, Gianna Nannini, băi, da, clar, e multă nostalgie, clar că, na, eram cu toții mai tineri, toate erau altfel în viețile noastre. Dar, dincolo de asta, nu cumva nu mai e vorba de aceeași pasiune față de echipele naționale din partea fotbaliștilor? Nu cumva echipele de club, tensiunea de acolo, cașcavalul de acolo și toată presiunea imensă a rezultatelor transformă turneele finale în niște chestii ceva mai... ale unor jucători mai obosiți, mai cu gândul la viitoarele contracte? Nu știu, mă întreb și eu, nu-mi dau seama. Mâncam și beam. Îi plăcea să bea. Astăzi, grupa D. Argentina, Islanda, Croația și Nigeria. O grupă atât de ușoară că doar o mare echipă și care nu e Germania se poate împiedica. Nu cred că a existat vreodată vreo presiune mai mare în istoria fotbalului ca presiunea care există pe Messi cu aceste campionate mondiale. S-a și lăsat săracul la un moment dat de echipa națională, s-a luat din nou, a zis că a greșit, dar nimic nu anunță că Argentina ar fi vreo mare sculă la acest campionat. Din păcate, evident din păcate, pentru că Argentina este una dintre echipele care are toate datele să producă fotbal de calitate și eficient. Campania de calificare a fost un chin, dar așteptările rămân la nivelul lui Messi, adică uriașe. Știți cum era Craiova înainte, dar avea trei obiective în fiecare sezon, campionat, cupă și evitarea retrogradării. Cumva asta îți transmite Argentina acum. Tradiția și valorile din echipă te fac să te gândești la ce e mai măreț. Apoi când vezi meciurile echipei, zici că mai trebuie să așteptăm. Ne naționalizează, pune laba pe noi. E ceva foarte ciudat cu echipa Argentinei. Chiar și după venirea lui Sampaoli pe bancă, un profesor al jocului ofensiv, echipa evoluează de parcă i-are pe Hoban și Pintilii la creație. Moartea pasiunii. 19 goluri în cele 18 jocuri din calificări, cu Messi, cu Dybala, Higuain, Di Maria, băieți care se calcă cu un talent uriaș pe gleznele fine. Fără Leo, care a făcut aproape singur 3-1 de la 0-1 în ultimul meci cu Ecuador, Argentina ar fi stat acasă, la un mate, un vin roșu și o vită la grătar făcută corect în sânge, da? În sânge, cum o să fie făcută în caz de eșec generația asta incapabilă să profite de un talent uriaș atâția ani? Frumoasă ești, îmbrăcată ești, cânt și la trompetă. Nu te sfii, dețin toate datele. Apropo de nostalgii, cine nu-și amintește pe bravii și talentații croați? Zoro Boban, Prosinețchi sau Davor Šuker? Au terminat pe 3 în Franța în 1998. Ne-au bătut pe noi cu 1-0, apoi au tăvălit Germania cu 3-0. Atunci, eliminată în semifinală de Franța, printr-o dublă Turam, Croația avea să bată Olanda în finala mică 2-1. Acum Croația are din nou în vitrină niște nume mari, foarte mari. Modric de la Real Madrid, Rakitic de la Barcelona sau Mandzukic de la Juventus. Iar noi ne zvârcolim cu Stanciu de la Sparta, pe bune. Vă supără dacă iau țigare pentru colegul meu, că el nu... Nu, luați. Pentru luați, colegul eu mai am un pachet. A, nu, de tot nu-l iau, nu, tot nu. Luați. Da? E, atunci le iau, dar să știți, împrumut. Islanda e una dintre revelațiile fotbalului mondial din ultimii ani. Aleargă niște moși Crăciun pe acolo de n-au aer, frate. Dorinel Munteanu printre ei ar fi băiatul pe care îl doare splina. În 2012 Islanda era pe locul 131 în lume și în 2016 a venit la Europene unde a făcut spectacol. A trecut de Anglia în optim și a fost nevoie de intervenția Franței în sferturi, că cine știe ce s-ar fi întâmplat, ne făceau ăștia de râs fotbalul civilizat.
Islanda vine la mondiale după ce a câștigat o grupă cu Croația, Ucraina, Turcia sau Finlanda. Ceea ce pentru România se numește grupa morții, în sensul că ești mort și dacă te califici. Da, nu s-ar fi pus problema, nu? Hei, băieți, vi-l mai amintiți pe J.J. Ococea, bun, bun prieten cu Bășica, îl asculta cum îi ascultă pe unii căței dresați. Nepotul lui Ococea, Alex Iwobi, a marcat golul care i-a calificat pe verzi pentru a șasea oară la Cupa Mondială. E, băiatul ăsta, Alex, joacă la Arsenal. Lângă el mai sunt Ndidi și Iheanacho de la Leicester, Moses de la Chelsea, dar apărarea e cam vraiște. Norloa e Cupa Mondială, corect, dar se mai și distrează oamenii. Apropo de chestii amuzante, din 6 prezențe la mondiale, nigerienii au picat în grupă de 5 ori cu Argentina. Mai amestecați bilele alea, băieții, păi